Bună și bine v-am regăsit într-o nouă ediție Joia Tineretului. Astăzi stăm de vorbă despre pictură, despre artă și de aceea am invitat-o alături de mine pe Loredana. Bună, ce faci? Bună, Carla, îți mulțumesc foarte mult de invitație. Mă bucur foarte mult să fiu alături de voi. Și eu mă bucur că ai acceptat invitația, pentru că mi-ai zis că ești la început și că ai emoții, dar uite că pare foarte natural, deci stai liniștită. Mulțumesc. Vreau să-mi spui cum ați început, cine se află în spatele brandului vostru și de ce pictură? Am început acum 4 ani de zile, când am descoperit pentru prima dată pictura pe numere. M-a fascinat total. De când am văzut prima dată și de când am pictat primul tablou, am spus că este ceva unic și trebuie să fac asta. Da, trebuie să fac cunoscută ideea. Și ce au spus cei dragi, de exemplu? Prietenii tăi, nu știu, familia? Păi îmi amintesc când am pictat primul tablou și l-am pus pe Facebook și a fost o adevărată nebunie. Toată lumea mi-a scris, extrem de entuziasmată, credeau că am eu talent la pictură. Și deci era un tablou pe numere și acela. Exact, era un tablou pe numere și atunci am sesizat că este o atracție nu numai din partea mea, cât și din partea celorlalți către această idee. Da, pentru că practic nici nu trebuie să ai talent exact. Ca să poți picta pe numere. Exact. Și vreau să te întreb pe ce ar trebui să se concentreze oamenii. Ok, pictură pe numere, îi ajutați cumva, dar trebuie să și anumite pensule profesionale sau culorile contează foarte mult. Până la urmă vrei să iasă ceva foarte frumos în final. Păi, pictura pe numere în sine înseamnă o tehnică cu ajutorul căreia poți să pictezi chiar dacă nu ai talent. Iar setul acesta de pictură pe numere are inclus o pânză împărțită pe numere, culori acrilice cu numere corespunzătoare celor de pe pânză și pensule. Deci conține tot ce trebuie. Deci omul doar trebuie să ia să cumpere de fapt setul acesta și să treacă la treabă. Cât costă un astfel de set? Un astfel de set costă 85 de lei, dar sunt și seturi pentru copii, mult mai ușoare, cu cifre mai mari și cu zone mai mari de pictat, care costă mult mai puțin. Bănesc că în pandemie oamenii au dat comenzi. Da. Ți-am zis și eu că în pandemie tot ce a făcut a fost să pictez, să citesc, revii la hobby-urile tale. Totuși, spune-mi cum a fost în pandemie pentru voi. Ai sesizat o creștere a comenzilor, o scădere? Așa este, în perioada pandemică, nouă vânzările ne-au crescut extrem de mult, pentru că această activitate de pictură pe numere este foarte potrivită pentru indoor. Și extrem de plăcută, de relaxantă. Noi ne-am bucurat să trecem prin, creșterea asta și nu ne-am dorit decât să ne improvizăm și mai mult catalogul și să fim cât mai aproape de clienții noștri. Cum alegeți designul, de exemplu, tablourile sau ce comandă oamenii cel mai des? Am observat că majoritatea clienților noștri sunt femei sau părinți care cumpără pentru copiilor și atunci ne adaptăm și noi modelele în funcție de cererea acestora. Majoritatea tablourilor comandate sunt cele cu tematică florală și peisaje, dar și tablourile pentru copii. Am observat că au avut o creștere. Cumva părinții le dau ceva de lucru copiilor, învață și ceva din toată treaba asta și n-ai de unde să știi, poate chiar dezvoltă un talent exersând, exact. Chiar dacă pictează pe numere. Ce sfat ai pentru cei care ar vrea să înceapă o astfel de afacere, dar poate se gândesc că mai sigur nu o să meargă, ideea asta există deja, poate eu degeaba mă apuc și fac același lucru? Da, eu aș sfătui mai ales tinerii, dacă găsesc o astfel de idee, să aibă curaj să meargă cu ea înainte, pentru că și eu la început am avut frici, emoții și persoane care îmi spuneau, măi, cine are timp să picteze, toată lumea are joburi, lumea e stresată, n-are nimeni timp și cu toate astea nu am renunțat la gândurile mele și am insistat în ideea de a face cunoscută această poveste. Cred că orice idee de afacere ai, dacă tu consideri că este una de succes, ar trebui să mizezi pe ea. Tu ești din Constanța? Da. Ai început aceasta, ai pus bazele de fapt acestei afaceri aici sau în București, unde în prezent locuiești? Eram în București atunci când am început pentru prima dată, dar venim deseori în Constanța și încercăm tare mult să păstrăm aproape și comunitatea de aici. Cât de importante sunt rețelele sociale? Am văzut că postați, vă ajută cineva sau ești singură? Consider că sunt extrem de importante. Am ajuns acum la un prag în care colaborăm cu o agenție. Ne ajută tare mult cu partea de social media, tot ce înseamnă Facebook, Google, învățăm și noi cu ei și contează extrem de mult să ai în spate oameni profesioniști exact. De la care să ai ce să înveți, pentru că noi nu putem să ne naștem născuți și consider că trebuie să ai alături astfel de persoane.
Pe partea de Instagram mă ocup personal și îmi place tare mult, așa am descoperit și eu lumea asta Instagramului. Și oamenii cumva s-au mutat pe Instagram, da. Și e foarte important, sincer, când achiziționezi un produs, vrei să vezi imagini și vrei să vezi feedback. Și atunci cumva când ai o rețea, un cont pe o rețea socială, e mult mai ușor, oamenii văd ce postezi acolo, văd feedback din partea altor clienți. Aveți și un magazin fizic sau oamenii comandă doar online? Momentan colaborăm cu librării. Cel mai important partener al nostru este librăria Cărturești. Și am început micuț, cu pași mărunți să zic așa, cu câteva puncte, câteva locații din București. Ușor, ușor ne-am extins, suntem și în Oradea, și în Iași, și în Timișoara. Veniți și la Constanța. Am fost și în Constanța, dar încercăm cumva să mai testăm, să vedem dacă într-adevăr sunt deschiși oamenii și pentru așa ceva, în funcție de zone. Deci așa, în rest suntem în online și continuăm să ne desfășurăm activitatea în online. Avem proiecte de viitor. Personal îmi doresc tare mult să facem iarăși ateliere de pictură pentru copii. Faceți și asta? Da, am făcut. Foarte tare. Am făcut și am văzut că a fost un real succes. Mai ales la târguri, când mergeam la Romexpo sau la târgurile de Crăciun, era o adevărată frenezie. Plus că de sărbători bănesc că toți oamenii, de exemplu de Crăciun, vor să picteze oameni de zăpadă, Moș Crăciun și așa mai departe. Dar ce feedback ai primit din partea copiilor? Învățau ușor, le plăcea chestia asta sau se descurcau puțin mai greu, nu știu. Da, și pentru noi a fost așa o premieră, să testăm un pic și partea asta. Inițial am pus așa o măsuță mică într-un colț și au venit câțiva copii, le-am urmărit un pic mișcările și atracția lor și răbdarea pe care o au pictând cifrele și fără să depășească spațiile. Ei cred că au mai multă răbdare decât noi. Surprinzător, sincer. Da. Surprinzător, da. Și aș zice undeva de la 4 ani în sus. Serios? Da, ar fi o vârstă ok de unde poți încep să pictezi, bine, cu sprijinul părintelui, dar ca un prim pas, să-i dai unui copil mic să picteze, mi se pare chiar un prim pas de inițiere în arta picturii. Oricum copiii desenează, țin minte și eu când eram mică, eram înnebunită, colorată, îmi luam în disperare și într-adevăr eram foarte atentă să nu cumva să depășesc o linie. Acum, sincer, nu mai am răbdarea necesară, ținem să am pictat în pandemie, da. Dar acum lucrurile încep să meargă din nou ca înainte și nu mai este timp, din păcate. Dar ideea voastră este foarte tare și voiam să vă întreb, aveți de gând să rămâneți la tablouri cu pânză sau, nu știu, eventual picturi pe lemn, pe habar n-am sticlă? Da, ne-a mărit un pic portofoliul de produse anul trecut. Începând de anul trecut și am adus și picturi pe numere pe lemn, fiind o gamă un pic aparte. Din punctul meu de vedere am pictat personal să văd cum, ce diferențe sunt și mi se pare un pic mai complicat, da. Pentru persoanele care vor să își depăsească un pic așa din răbdări. Abilități și răbdare, da. Da, exact. Și chiar dacă sunt mai complexe, rezultatul final este spectaculos. Din pictura pe numere pe lemn se vede așa cumva un pic în 3D. Este într-adevăr, cred că, superb și felul în care se văd nuanțele, cred că sunt mult mai puternice pe mai lemn. Puternice, da. Și îți rămâne pe viață. Odată ce l-ai terminat, știi că ți-ai pictat propriul tablou, l-ai oricum în casă pe viață. Exact, așa este. De unde cumpărați materialele, pensulele, culorile? Bănuiesc că vreți să aveți numai materiale de calitate și se și vede chestia asta. Da, mulțumim. Noi colaborăm cu furnizori din străinătate și testăm tot timpul culorile pe care ei ni le trimit. Încercăm să utilizăm numai culori acrilice care nu necesită amestecare cu apă, verificăm calitatea pensulelor. Este foarte important în momentul în care pictăm să nu diluăm culoarea, să o păstrăm așa cum este, pentru că pânza, fiind specială de bumbac, absorbe foarte bine culoarea și asta este și efectul principal, de a ieși culoarea foarte bine pregnantă. Asta vreau să te întreb, dacă ai câteva sfaturi, pentru că, ok, ne achiziționăm produsele respective, avem pânza, avem ustensilele, avem culorile, dar cum facem astfel încât să ne și iasă tabloul dorit? Și, de asemenea, ce fel de culori recomanzi tu, nu știu, acrilice, exact cum ai spus, adineaur, dacă poți să dezvolți? Da, sigur. Așa cum îți spuneam, setul are în interior absolut tot ce trebuie. Nu trebuie decât să respecti șablonul și să pictezi cu culoarea din set pe numărul de pe pânză. Ai și culoarea menționată, adică sigur. Nici măcar nu trebuie să te gândești la toată treaba asta. Nu. Foarte nu tare. Trebuie să te gândești. Ai un kit care te ajută să pictezi, exact. Să o iei de la zero total. Nici măcar nu trebuie să amesteci culorile între ele. Doar păstrezi numărul și pictezi pe zona de pe tablou.
Asta e foarte tare. Uite, chiar este o idee foarte bună. Ai avut momente în care ai vrut să renunți la afacerea ta? Nu știu, te-ai gândit că poate nu funcționează sau nu iese cum îți dorești tu? Da, am avut în drumul meu, pentru că orice început este greu. Eu am avut și un job, aveam jobul meu, lucram în farma și mi-am dorit tare mult să am și acest business odată ce am descoperit ideea, cum ți-am povestit. Dar timpul este cel mai mare inamic pe care eu l-am avut atunci, în momentul respectiv. Este greu să te împarți în două locuri, dar la un moment dat m-am gândit ce este mai important pentru mine și a fost visul meu și am luat decizia să rămân doar cu acuarelul. Asta voiam să te întreb, dacă ai renunțat la jobul tău. Într-adevăr, e greu să te împarți atunci când vrei să faci 10 lucruri în același timp, sunt șanse să faci o varză din tot și un haos și să nu-ți iasă nimic. Și e foarte important că ai ales să mergi pe acest drum, până la urmă este visul tău și asta este cel mai important. Loredana, vreau să ne vorbești puțin și despre ambalaje, pentru că voi transportați practic niște materiale fragile și vreau să ne vorbești puțin despre asta și despre clienții voștri. Comandă mai mulți clienți străini sau din România? Da, este foarte important ambalajul, pentru că în momentul în care, dacă ți-a ajuns tabloul acasă deteriorat, nu mai poți să mai pictezi. Exact, totul este distrus. Exact. Noi avem un depozit unde ținem aceste produse și colegi care ne ajută cu împachetarea lor și ținem foarte aproape și tot timpul ne informează referitor la pachet, la ambalaj, la modul în care este transportat, dacă avem pachete deteriorate, suntem tot timpul puși la curent. Dacă se întâmplă lucrurile acestea, oricum avem și o politică de retur și le dăm tablouri, alte tablouri clienților noștri ca și răscumpărare, să zic. Asta e foarte tare. Bănuiesc că vă pot căuta și pe paginile de Instagram, poate am văzut că sunteți foarte active acolo. Da. Deci nu este o problemă aici, dar într-adevăr punem și noi preț pe ambalaj să ajungă intact tabloul la client. Asta e foarte important. Comandă mai mulți clienți străini sau clienți din România? Momentan noi am desfășurat activitatea în România și ne dorim să creștem aici, dar nu spun nu și posibilității de a ne extinde. Avem parteneri importanți, cum îți spuneam, Librăria Cărturești, dar și EMAG, Marketplace, și la fel este o altă zonă pe care noi am acoperit-o. Iar majoritatea clienților, eu zic că comandă direct de la noi, din ce am verificat rapoartele, să zic așa, statisticile. Vă doresc să vă extindeți și în afară, sincer, și să transportați inclusiv internațional. Care este ultimul tablou pe care tu l-ai pictat pe numere? Am început acum un proiect nou, am început să pictez un tablou pe flori, cu flori, pentru că începând de anul acesta, vrem să facem o parte de vlog pe YouTube. Și am să încep, de ce încep cu un tablou cu flori? Pentru că vine primăvara. Exact. Și vrem cumva să ne legăm de fiecare perioadă a anului cu o anumită tematică în aceste videouri pe care le vom încărca pe YouTube. Veți face un fel de tutoriale pe YouTube sau veți explica, nu știu, poate o să faceți și un filmuleț în care explicați oamenilor ce fel de nuanțe ar trebui să folosească sau ce tip de culori? Da, va fi un tutorial care să cuprindă exact toate informațiile necesare despre ce înseamnă pictura pe numere, cum poți să pictezi chiar dacă nu ai talent. Este ca un fel de îndrumător video. Super, deci tutoriale am tutoriale, putea spune. Da. Foarte tare. Spune-mi despre proiectul în care vreți să mergeți în școli și să-i ajutați pe copii să picteze. Da, avem așa o misiune personală, aceea de a ajunge în casele părinților, să zic așa, cu această activitate pentru copiii lor. Totodată am zis că dacă mergem în școli, ne-ar bucura tare mult ca această activitate de pictură pe numere să fie ca o parte recreativă educațională, așa cum există oră de dirigenție, oră de desen, o vedem ca pe o parte integrantă, de ce nu, în școli, mai ales pentru copiii mici care vor să descopere pictura și nu știu de unde să înceapă. Până la urmă, nu ești învățat să ții pensul în mână, nu știi că textura culorilor, poate nu ești un artist sau poate nu ai aceste abilități, dar poți să descoperi prin această tehnică că poți avea talent pe viitor, de ce nu?
Iar în clasele primare, sincer, trebuie să recunoaștem că având un amalgam de materii, este absolut imposibil să te pricepi și la muzică, să știi să și desenezi. Eu mi-amintesc că mie îmi dădea bătăi de cap desenul înainte, când eram foarte mică, și se punea și foarte mult accent pe treaba asta și foarte multă presiune și mi-amintesc că aveam de făcut o grămadă de desene super complexe și nu mă descurcam în momentul respectiv și aveam cu toții o colegă care știa să deseneze perfect și apelam la ea de fiecare dată pentru tot felul de... Da, așa se întâmplă. Deci mi se pare foarte tare că faceți chestia asta pe numere și cumva ușurați munca celui care pictează, artistului în devenire. Da, adică noi ne-am bucurat dacă ne-am extins acest proiect în școli. N-am început momentan, este doar așa o parte de misiune pe care ne dorim să o dezvoltăm și pe viitor. Eu cred că o să fie bine primită atât pentru copii cât și pentru părinți, de ce nu? Se vor bucura pentru că copiii lor vor putea desena și poate chiar vor ajunge în viitor să performeze și să devină foarte, foarte buni la asta. Exact. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să stăm de vorbă și că ai venit de la București pentru asta. Mulțumesc mult de tot. Și eu asemenea. Mulțumesc de invitație. Carla a stat de vorbă cu Loredana, dar eu în urmă cu ceva timp le-am testat produsele pentru că eram foarte curioasă și aveam nevoie în perioada asta de pandemie să mă relaxez într-un mod plăcut, zic eu, și am reușit, așa că am testat tablourile, am făcut și un material în care am explicat exact pașii pe care trebuie să-i respecti și ce greșeli sau ce am observat eu atunci când pictez un tablou pe numere. Așa că haideți să vedem materialul împreună. Haideți să vedem exact cum o să-l pictăm. Deci are chiar unele spații măricele, după cum puteți vedea, unele mai mici. Mi se pare destul de greu, cel puțin în zonele astea aici, da, pare puțin dificil, dar zic eu că o să ne descurcăm. După cum ziceam, are 25 de culori și o să desfac acum culorile. Pensule și vreau așa puțin să vă explic din experiența mea, din ce am văzut până acum și din ce m-am uitat chiar și pe internet la alte persoane, pentru că atunci când începi un astfel de tablou vrei să iasă totul bine și vrei să te asiguri că totul este în regulă. Așa că vedeți că sunt numerotate, voi luați culoarea potrivită și o aplicați în spațiul în care trebuie. Asta cred că este logic. Sfatul meu este să începeți cu culorile închise și vedem aici culorile închise la mine sunt 24 și 25. Îmi place tare mult că sunt așezate oarecum într-o ordine. Nu știu dacă asta e ordinea pe care eu o recomandă, dar din câte am văzut la alte persoane, e cel mai bine să începeți cu culorile închise. Sau cum vreți voi, la un moment dat o să nu o să mai țineți cont, oricum o să vedeți. Îmi plac culorile că sunt exact de la deschis la cel mai închis. Chiar dă super bine și vizual îmi place foarte, foarte mult să văd acest lucru. Ce vă sfătuiesc pe voi este să vă luați o foaie albă, mică, și să scrieți numărul și să vedeți exact cât de intensă este culoarea. Dacă este mai lichidă, dacă este mai groasă, pentru că s-ar putea să aveți surpriza ca unele dintre ele să nu fie atât de, să nu acopere atât de bine, cel puțin cele deschise, dar wow, văd că sunt destul de ok ca și consistență, ceea ce înseamnă că nu cred că o să avem problemă. Ia. Wow, da, chiar super. Da, chiar au o consistență foarte, foarte bună și par să fie destul de pigmentate. O să vedem exact cum se comportă și o să vă zic eu care, ce și cum, dar chiar par să fie super, super ok față de ce am mai testat eu până acum. Ați avea nevoie în plus de un pahar cu apă și de niște șervețele. Asta pentru că atunci când schimbați culoarea este foarte important să spălați pensula. În pachet aveți 3 pensule. Asta mai mare pentru suprafețe mai mari, pe care sincer nu prea cred că o să o folosiți. Asta pentru că e mult mai comod să lucrez cu o pensulă care e mai multă precizie. Asta mijlocie, pe care sunt sigură că o să o folosiți cel mai mult și o folosesc și eu cel mai mult. Și una mică de tot, care, sinceră să fiu, nu știu dacă e chiar așa utilă, dar pe zonele foarte mici și spațiile foarte mici poate fi folosită. Și
Da, astea sunt cele trei pensule care sunt super ok și o să vă reziste pentru toată pictura. Înainte de toate, o să iau pensula, o să vă explic puțin și apoi o să dau eu puțin pe repede înainte, iar în timp ce o să pictez o să vă spun și de giveaway. O să ud puțin pensula, după care o șterg. Important este să nu aveți apă, să nu diluați culorile. Doar dacă la un moment dat vi se pare că se întăresc sau ceva, atunci puteți să puneți două picături de apă, nu mai mult, deci maxim două picături de apă, dar nu o să aveți probleme atâta timp cât după ce folosiți culoarea, închideți căpăcelul și îl sigilați bine, astfel încât să nu vi se usuce. Și ce vă mai recomand este să folosiți produsul de pe capac mai întâi, astfel încât să-l terminați pe cel de aici și ulterior o să vedeți că o să fie mult mai ok. Cel de pe capac se usucă mult, mult mai repede. Am luat nuanța cea mai închisă, v-am zis, 25 și din câte vedeți, spațiul ăsta mare este 25. Din experiența mea, ca să nu pierdeți pătrățelul acesta, începeți prin a contura ceea ce aveți aici. Conturați, mai ales când aveți spații de genul acesta, pentru că s-ar putea să uitați. Mie mi se întâmplă ori să-mi sune telefonul, ori să, nu știu, să-mi vorbească cineva cu mine. Se întâmplă ceva și pur și simplu pierd numărul respectiv. Vedeți că culorile sunt foarte intense și foarte frumoase. Se aplică foarte, foarte ușor. Wow! Chiar super! Și îmi place și pânza, nu lasă urme. Da, aici avem tot 25 și efectiv fac conturul. Ca să nu pictez peste aceste numere mici care sunt aici în centru, la fel le fac conturul, pentru că mi-e mai ușor. Și acum, după ce am terminat conturul, pur și simplu pictez în interior. Acum, pentru că vă este mai ușor, puteți să luați și pensula cea mai mare. Mai ales când avem suprafața asta destul de mare. Și v-am zis să aveți grijă să nu aveți, pensula udă. Trebuie să fie ștearsă de apă. Și ia uitați cât de ușor îmi este acum. Da, deci pânza este foarte, foarte bună. E mult mai bună decât cea pe care am avut-o eu înainte. Eu o să pictez în continuare. O să mai dureze, pentru că v-am zis, mă bucur de fiecare moment și fac lucrul ăsta încet și bine. Și la final, când o să termin tabloul, cu siguranță o să vi-l arăt pe Instagram, așa că mergeți acolo și dați un follow dacă vreți să vedeți rezultatul final. Și de asemenea, dacă vă achiziționați sau dacă pictați și voi, puteți să-mi dați tag și o să repostez și eu pe contul meu de Instagram tablourile voastre, pentru că sunt foarte încântată. Sper să încercați și voi această metodă de relaxare. Este foarte ușor și mai mult ca sigur oricine reușește să picteze un astfel de tablou. Dar nu uitați că noi ne revedem și joia viitoare tot la 11:30 pe Dobrogea TV.